stay. Tu cu cine stai în cameră de ea? Acum sigur. Cu Denisa. Stătea. Dar în lipsa Denisei am stat mai mult cu Mariana. Stai, când ai stat cu mine? Că eu nu chiar nu stau cu nimeni. Mariana, nu-i normal. Dar hai că ți-scot dacă ceva. Cum l-am stat eu? Ți-scot dacă ceva. Vineri de ziua ta, la ora 3, am cumpărat șampanie și am adormit cu ea în pat. Și duminică? Și erai live. Eu sunt foarte dezamăgită de ideea că sâmbătă, duminică, lumea a ignorat. Mă gândeam să continui cu surprizele mele. Și am povestit cu Roxana și Andrei la masă. A, deci n-a fost acasă de ea. Da, am fost. M-a chemat la ea la ora 11, dar n-am vrut că eram tristă. Da. Ieri m-a chemat, luni m-a chemat. Și duminică nu? Duminică n-am dat de ea. N-am dat de ea că trebuia să discutăm. Eram duminică. Tu înțelegi că te dai de gol? Acum te înțeleg de ce m-ai ignorat. Eu eram foarte dezamăgită. Zic, măi, am făcut surpriză sâmbătă. A fost plecată duminică? Nu. Dar nu știu ce-ai făcut. Nu m-a văzut ea, dar nu, n-a fost plecată. Mi-a părut duminică straniu seara, a văzut-o cineva? Mi-a părut straniu că nu răspunde la mesaje. Păi duminică seara ne-am întâlnit cu staful. Plecate, Roxana, da, pe la 7. Și duminică noapte? Duminică seara ne-am întâlnit cu staful acolo și după aia am mers acasă. Eu n-am nimic cu băieții și nu vreau ca băieții să se supere pe mine sau să mă interpreteze greșit. Doar vreau să țineți la reputația voastră. Atât. Oricât de mare ar fi dorința. Pentru că, iată, se nasc astfel de discuții și nu e ok. Planează asupra voastră fel și fel de, nu știu, acuzații, suspiciuni. Cum că ați fost, cum că ați făcut, cum că, cum că. Și nu e ok. Ne transmite și nouă Bianca. Sunt atâția și atâția telespectatori care vă urmăresc. S-a dus cu ăla, s-a dus cu celălalt, s-a dus cu Nu e ok. Măcar de-ar fi adevărat. Dar chiar m-au întrebat oamenii, dar se văd așa că se văd în afară. Și-am trecut. Și m-au întrebat dacă e pe bune și zic, din partea mea, da. Nu pot să mă pun în inima lui Bianca. Ce știu ce sunt, Bianca? Adică eu n-am spus pentru nimeni, sunt pentru mine. Eu zic de mine, da. O moldoveancă m-a întrebat la aeroport. Roxana, dacă dorm, va trebui să-ți dau pedeapsă. Da, le iau pe toate și așa nu mai pot, m-am plătit și să le dau. Cătălin? Auzi, fii atent, Andreea, dacă n-ai pedeapsă, mai dor și-o puțin. Vrea să vorbim mai des cu ea. Pare să... Ce? Dacă... Cătălin, ai zis Cătălin? Da. Hai de... Oh. Pedeapsă nu mai găsești. Dar mă băgați în gura ei, doamna Andreea. Mai schimbați băiatul, sincer. Mai schimbați băiatul și voi măcar. Iar mă băgați în gura ei, doamna Andreea. Acum văd în minte că tu de-abia aștept pedeapsa. Hai că mă ia somnul, Roxana. De-abia aștept pedeapsa, stai liniștit mustat acolo. Stai cu minte. Mă ia somnul. Schimbați casă. Mai schimbați băiatul măcar. Marius? Cu Marius e ok? Mă referam. Cam merge. Marius. Da. Acum ce te întreb? Drăguța apropierea dintre voi doi. Care apropiere, doamnă? Nu. Asta am încetat. Am observat. Bărna. Bărna. Am încetat. Ce ați încetat? Orice fel de glume. De ce? Să nu mai super pe Manuela? Da. Manuela, nu-l nu, place când pe vorbeam, când dansam cu Marius în casa băieților, m-a întrebat de ce simte așa el că sunt mai reținută. De ce? Și am zis că, nu știu, eu simt că nu mă place cu adevărat. Așa am simțit eu la momentul respectiv. Și probabil că din cauza asta sunt așa mai reținută. Dar simți că o place pe Roxana, în schimb? E, îți dai seama că da. Ce nu-mi place pe Roxana? Sunt unele tachinări pe care le face cu Roxana. Nu-mi place. Dar chiar n-am mai făcut toate, doar Năsos și Chelios, atât. Chiar n-am da, mai făcut. Da, da, uite, de exemplu, în weekend, el, eu scris la Roxana în loc să-mi scrie mie. A vrut să vorbească cu turcul. Nu știa că sunt eu. Nu, chiar a vorbit turcul cu el, nu asta nu înțeleg. Când, în pauză? Pentru că nu știa că ești cu tu. Da, am vorbit dacă... chestii de sală. E, dar zic că vrei să vezi dacă sunt bine, mă, ia acasă. A, recunoaște. E, că nu ne supără. Și eu am întrebat dacă ești bine. Când erai în licen. Eu ce răcim chiar eu așa. Ai scris Roxanei? Am vrut să văd dacă ajungi cu bine, serios. Ce drăguț. Și-o dat de turcul, de telefon. Uite că am ajuns cu bine, uite, mamai. Da, deci Lumano nu e. Dar pe tine, da, de mine nu te interesa dacă am ajuns cu bine la hotel. Poate m-au răpit turcii. De asta. Tu ești aici, fata, la hotel. I-a zis Iancu că v-ați întâlnit și i-a zis că ești bine. Poftim?
Mi-ai zis că v-ați întâlnit întâmplător și că ești bine. Da. Nu mai altceva aici, în afară, de fapt, nu e nimic. Și nu ai scris deloc în weekend? Cred că am scris duminică sau luni, nu știu. Când se apropia emisiunea. Așa vă iubiți mai tare? Luni am răspuns eu la un story. Doamna Andreea, ia, lăsați-mă un pic. Întrebați-o de câte ori îmi dă cu sin. Când îi dă numai sin, 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 sin. Da, da, eu nu cred. A fost pe Bosfor, doamna Andreea. Și și-a postat o poză foarte interesantă. Pe care nu știm exact cine i-a făcut-o. Și da, eu l-am întrebat. Asta e bună. Acum trebuie să mă întreb cine mi-a făcut toate pozele pe Instagram, pe bune. O turistă. Ai, lasă, lasă. Nu are nicio relevanță. Lasă. O turistă. O turistă, Mirela, Mihaela? Marcela, am spus. Marcela. Bella. Yeah. A venit din România. Doamne, Marcela din Galați. Da, fine, eu am zis că astea sunt zvonuri, se aruncă tot felul de bombe care sunt total neadevărate în emisiunea asta. Eu pun la proba contrarie, Alex, îl cred pe el. Dar dai seama că n-avem cum să-ți dăm poză cu el în pat. A dormit cu o fetiță, fată, domnișoară, doamnă, ce-o fi, pe la hotel. A, tu de unde ai auzit asta? De la tine. De la mine? A, credeam că mi-ai auzit de la altele. Dai seama că n-am cum să mă duc la el în pat să-i fac poză cu aia. Dai seama, aiură, n-am cum să-i tu de unde ai auzit? A, bine, nu mi-a zis el. Că e cu una. De unde ești? Dar nu sunt de la Vasile din iarbă. Dar de unde ai găsit-o, Marius? Marius, de unde ai găsit-o? Vorbi cu fetele chestii, băieți. Era cu o fată în cameră? În cameră, la restaurant, cred că erau la început atunci. Erau la cine atunci? A urmat după cine? Glumește! Auzi un vinuleț și după aia. Ai văzut vreo fată? Ai auzit vreo fată? Dai cu minte, măi, năsosule. Măi. Dai cu minte, năsosule. Ai văzut-o? Am auzit-o, n-am văzut, era român. Unde ai auzit? Auzit-o, n-a auzit nimic pe nimeni. Încetează. Dar de ce m-ai sunat cu cameră? De ce m-ai sunat cu cameră? Dar de unde ai găsit-o? De ce m-ai sunat? De ce m-ai sunat cu cameră? Ca să te vadă turcul. Păi și m-a văzut, ce mai e? A văzut el vreo fată, vreo femeie? Păi dar nu, că am auzit-o, n-au zis turcul. Hai, mă, fi serioasă. Dar de ce îmi recunoști că te-ai gândit la? Ce să recunosc? Vrei să spun ca tine? Te-ai gândit la puțin și acum te-ai gândit la și ca tine dacă n-am fost așa? Să-i pe la asta. Nici măcar n-ai văzut pe cineva. Da, viai că vreau să n-ai relație. Mă rog, Xana, oricum ești singur, aia e. Și oricum am și așa, dar nu e vorba de asta, nu era nimeni. Daci, spinosule. Dai nasul mare, că minți Pinocchio. Eu mă interesez, mai spus tu că de la ți-ai place mie nene. Marius, stai liniștit, da, că doamne. Și Manuel îl place pe Radu Țibulcă. Da, am văzut, a spus că dacă vine mă lasă în dăjget. Da, i-am și zis că dacă vine Radu Țibulcă în emisiune, adio. Am prins-o dimineața, Andreea, cum făcea reclamă la Radio Impuls. Mă, te-a pus cineva? Am vorbit cu ea în casă apoi, lăsați că știu. La ce oră? Azi dimineață. Dimineață, dimineață, da, serios? Da, am băut cafea. Nu, erai aici, a făcut reclamă la Radio Impuls. Tot cine te-a pus? Nu, eu vreau să eu fac. Eu ca să vadă Radu. Știi că e foarte pretențios, Radu. Păi și ai dat și tu cu tag? Da, i-am dat, bineînțeles, dar la Orlando, pe Orlando nu l-am găsit pe Instagram, deci l-am etichetat doar pe Radu. Ghinion. Cine e asta? Și l-am și invitat. Cine e? L-am și invitat în emisiune, am făcut un anunț direct. Serialul Moldovenii, nu? Sper să-l să nu bage la montaj anunțul. Dacă nu, ce ne facem? Dacă nu, mă înscriu pe Instagram și spun cu mine. Răspund. Yeah. Are și ea o pasiune ascunsă. Dar i-am zis la Marius că sunt fana lui. Da. Fana Marius. Gata. Cine e asta? S-a scuzat, e ok. Căutați-mi o poză cu Radu Țibulcă. Da, chiar i-am cerut eu. Am cerut eu ca să-l vedea. Și v-a arătat? Nu. Ăla de la radio. Dar ce? De ce vrei să vezi? Vrei să vezi dacă aveți aceleași gusturi? Păi aveți aceleași gusturi. Și eu îl cunosc, dar nu mai am. Mi-am zis că place mie de Marius, o să zice nasare, zici că e Pinocchio. Dar lasă că tu e ca la purcele. Hai, lasă, nu ți-l mai arăt, încă poate pui și tu ochii pe el și după aia iar te ceri cu Manu. Da, dar fix pentru Marius m-am certat eu cu șapcălie asta. Hai că ați fost drăguți și astăzi, ați scăpat. Cele 8 ore s-au încheiat, ne vedem mâine. Unde e problema? Că nu înțeleg. Unde e problema? Da. De ce ai scris la Roxana? Că am vrut să scriu. Ok, bine, la revedere, nu mă mai interesează. La revedere. La revedere. Ce o mai iubești? Bravo! Manu, dar ți-ai pierdut tot cheful să te cunoști cu Marius? Păi nu l-am avut niciodată ca să-l pot pierde. Dacă eram în locul lui Marius, nu aveam nevoie de tine să mă duc în curte. Dacă eram în locul lui Denisa, nu te mai luam nici să-mi pup picioarele, omule.
Așa, ești un băiat ok, tu liniștit pe treaba ta, dar te-ai dat cu turma, te-au virusat și te-ai dus nasol, crede-mă, și nu stai mult aici. Dacă nu-ți place, te-ai discuți cu ei, de ce mai vorbești cu ei? Așa vreau eu, dar tu cine ești? Și unde ajungi cu chestia asta? Dacă nu vreau să vorbiți cu ei, tăgeți! Nicule, și mai vorbiți cu ei, afară pe care să cursesc! Ești la puterea dragostei, trebuie să lupți! Eu fac ce-mi spune inima, nu ce spune mie lumea, îți dai seama. Crezi că Marius o place pe Roxana? Mult! Știu că mă place. Și ea a zis că... Andreea, dar ei n-au specificat mesajele dintre ei doi. Ce mesaje? Adică ce-i scria el, ei. Tu mă faci pe mine, Roxana, voi mă faceți pe mine, să depun o cerere, să-l cer pe Turcu înapoi aici în casă. Și vreau să fie aici, că eu nu mai vreau să stau fără tine. Nu mai vreau să stau singură, ți-a zis că încerc să te aduc aici și nu pot. Ori vine acasă, ori vii tu. Dacă poți să te aduc aici, poți să vii? Da,